compatrioți, dragi prieteni, vă salut în această dimineață de iunie și mă bucur că sunteți alături de noi. Mă gândeam în această dimineață că trebuie să vorbim înainte de scrutinul electoral care va avea loc la 11 iulie despre modul în care vede fiecare partid, fiecare concurent electoral, posibilitatea cetățenilor Republicii Moldova de a alege liber un parlament nou și acest lucru se va întâmpla, așa cum am spus, la 11 iulie. Probabil că după această perioadă complicată pe care am trăit-o în ultimul an, perioada pandemiei care a cuprins întreaga omenire și, bineînțeles, și societatea moldovenească, ar trebui să reflectăm mult mai profund cum vom trăi noi după această perioadă în care am trăit experiențe pe care nu le-am mai trăit niciodată. Frici, deziluzii, izolare, carantină, pierderea multor oameni dragi și apropiați care ar fi putut să trăiască încă mulți ani fericiți într-o bucuria lor și într-o binele acestei țări. Și inclusiv aceste pierderi ar trebui să ne responsabilizeze asupra modului nostru de a ne construi viitorul țării, a nostru și al copiilor noștri. Din punctul nostru de vedere al echipei Partidului Democrat din Moldova, orice scrutin electoral este o competiție de idei. Nu de injurii, nu de învinuiri, nu de ponegriri, nu de falsuri care, din păcate, mai sunt foarte frecvente în viața publică din Republica Moldova, ci o competiție de idei. Pentru că fiecare concurent electoral, fiecare subiect politic care participă la unele alegeri parlamentare, trebuie să vină către alegătorul său cu viziunea sa și cu modul pe care îl vede el de implementare a acestei viziuni într-o dezvoltare țării în care trăiește. Și mă bucur să vă spun și sunt mândră de acest lucru că Partidul Democrat din Moldova este deocamdată primul și unicul partid care încă înainte de înregistrarea sa oficială în cursa electorală a prezentat țării planul său de țară sau viziunea sa în ceea ce privește dezvoltarea Republicii Moldova în perioada post 11 iulie, când țara noastră va avea un nou parlament. Acest plan de țară se numește Moldova altfel. De ce altfel? Pentru că vrem, în primul rând, să schimbăm însuși paradigma Republicii Moldova. Vrem ca oamenii noștri să fie mândri de țara lor. Vrem ca sentimentele de rușine, de tristețe, de deziluzie legată de patria lor să dispară, iar oamenii să spună întotdeauna mândre, sunt cetățean al Republicii Moldova. Moldova altfel înseamnă o Moldova din care oamenii nu pleacă, ci revin. Și ne dorim foarte mult ca acei concetățeni de-ai noștri, care goniți de lipsuri, de lipsă de locuri de muncă, de salarii mizerie, deci condiții în care nu erau siguri de viitorul lor, au fost încă de la începutul anilor 90 mânați în străinătate, să revină, cel puțin cei care își doresc acest lucru în patrie și cu experiența lor, cu calitățile pe care le-au obținut în acești ani destul de complicați în diaspora, să investească în Republica Moldova experiență, cunoștințe și dorințe să refacem o Moldova altfel. Moldova altfel înseamnă o Moldova în care cetățenii circulă pe drumuri bune. O Moldova altfel înseamnă o Moldova în care orice cuplu de tineri căsătoriți pot trăi în prima lor casă chiar de la începutul vieții lor conjugale. O Moldova altfel înseamnă Moldova în care fiecare cetățean se poate bucura de serviciile unui doctor pentru sine, oriunde nu ar trăi el, în sat, în orășel sau în oraș. O Moldova altfel, în general, înseamnă o Moldova în care bunăstarea caracterizează viața tuturor cetățenilor. Bunăstarea însă
se poate efectua doar atunci când într-un stat economia este puternică și funcționează foarte bine. Această economie însă este alimentată de trei factori foarte importanți: educația, justiția și infrastructura. Acestea sunt cele mai importante direcții pe care Partidul Democrat le prezintă în calitate de viziune a sa în dezvoltarea Republicii Moldova în perioada post-electorală și, mai mult decât atât, acesta vine și cu căile de implementare foarte clare a viziunii noastre post-electorale. Dragi prieteni, am avut onoarea să dețin mai mulți ani mandatul Ministrului Educației și Culturii în Republica Moldova, fiind delegată în această funcție de echipa Partidului Democrat. Și dacă vorbim despre faptul că educația și implicit cultura sunt unii din pilonii cei mai importanți în asigurarea bunăstării cetățenilor noștri, trebuie să vă spun că sunt foarte mândră de echipa Partidului Democrat, care a reușit să lase urme frumoase în aceste domenii. Și o să încerc astăzi să vă reamintesc care au fost aceste jaloane pe care le-a înscris Partidul Democrat din Moldova în domeniul educației. Vă amintesc că începând cu anul 2018 și pe întreg parcursul mandatului său de guvernare în general, Partidul Democrat a urmărit scopul majorării salariilor cadrelor didactice. Și trebuie să vă spun că acest lucru s-a întâmplat și noi am reușit să majorăm salariile pedagogilor cu 84%. Mai mult decât atât, știind problema lipsei cadrelor didactice din sistemul de învățământ din Republica Moldova, ori acesta a depășit de mult cifra de 2000 de locuri vacante ale cadrelor didactice, am încercat să stimulăm tinerii să vină să muncească în învățământ. Pentru aceasta a fost majorată cu 300% sau triplată indemnizația tinerilor specialiști, care a ajuns pentru absolvenții universităților din Republica Moldova până la 120.000, iar acelor de colegii până la 96.000. Am realizat o prevedere a codului educației, care aprobat fiind încă în 2014, nu a fost niciodată implementată în viață. Și este vorba despre alocarea indemnizației de 2000 de lei pentru toate cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Menționez că pentru acest lucru, din bugetul de stat, au fost alocați 98 de milioane de lei, iar beneficiari a acestei indemnizații de 2000 de lei au fost peste 50.000 de cadre didactice. În șirul realizărilor noastre în mandatul pentru educație, vreau să înscriu și reducerea normei didactice pentru tinerii specialiști până la 75%. Deci tinerii specialiști beneficiază, începând cu mandatul guvernului Filip și a echipei Partidului Democrat, de o reducere a normei didactice până la 75%, cu achitarea și salarizarea acestei norme ca și pentru una de 100%. Este o măsură care a venit să ajute tinerii specialiști să se încadreze în sistem și să se simtă mult mai încurajați la începutul muncilor. De asemenea, pentru prima oară am propus și am realizat reducerea normei didactice pentru cadrele didactice din învățământul primar, care întotdeauna a însemnat 20 de ore în comparație cu 18 ore cu celelalte cadre didactice. Deci, începând din mandatul nostru, și profesorii din învățământul primar beneficiază de o normă didactică echitabilă de 18 ore. Vreau să spun că pentru prima oară în mandatul nostru la Ministerul Educației au fost alocați 4 milioane de lei pentru recalificarea a 420 de cadre didactice care cumulau mai multe funcții în învățământ. Așa cum se cunoaște, lipsa cadrelor didactice dictează o obligativitate a
sistemului nostru de educație de a face ca unii profesori să cumuleze ore de chimie sau fizică, matematică, fizică, istorie, literatură și așa mai departe. Însă, acești profesori nu puteau fi remunerați respectiv întotdeauna și probabil că nici nu se simțeau întotdeauna psihologic foarte bine, pentru că pentru al doilea obiect nu aveau calificarea necesară. În acest sens, așa cum am spus, am alocat din bugetul de stat 4 milioane de lei, iar 420 de profesori au fost recalificați din contul bugetului de stat pentru a doua specialitate. În acest sens vreau să vă spun că suntem de asemenea foarte mândri că în viziunea noastră de dezvoltare a interesului tinerilor pentru încadrarea în sistemul de educație, am modificat codul de educație în sensul în care am reușit să permitem absolvenților de gimnazii să continuă studiile la specialitățile pedagogice în colegii. Mândră să vă spun că peste 1300 de absolvenți de gimnazii au depus cereri și învață la specialitățile pedagogice din colegii și așa cum mi-au transmis colegii de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, numărul de cereri în acest sens este în continuă creștere. Noi am încercat să facem primul efort, primul pas în diminuarea intensității muncii pedagogilor și dacă vă aduceți aminte, am lucrat foarte mult asupra analizei acestui efort pentru ca să le ușurăm sarcina cadrelor noastre didactice și în acest sens am elaborat nomenclatorul documentației pedagogilor care au redus această intensitate a muncilor, cel puțin cu până la 36%. Sigur că acest pas nu a soluționat problema efortului și intensității muncii pedagogilor în general, dar acesta, zic, a fost un prim pas prin care s-a dovedit că autoritatea publică centrală responsabilă de educație s-a sesizat în sensul acestei probleme. Vreau să vă spun că pentru prima oară în mandatul guvernului Filip s-a realizat accesul copiilor de 2 ani la învățământul timpuriu. Este o realizare pe care cetățenii ne-o solicitau de mult, dar cei care au introdus-o, care au implementat-o în viață, au fost cei care reprezintă astăzi Partidul Democrat din Moldova. Sunt mândră de o serie de documente care, din punctul meu de vedere, au fost niște documente revoluționare. Mă refer, de exemplu, la hotărârea de guvern numărul 722 pe 2018, care reglementează și care este o instrucțiune și care reglementează procesul de alimentație a copiilor în instituțiile de educație. Dacă ne aducem bine aminte, până în 2018 am avut multiple cazuri de încălcări sesizate și de presă și de opinia publică în acest sens și ne-am convins că acest lucru se întâmplă inclusiv și de aceea că procesul de alimentație a copiilor era reglementat de un număr foarte mare de acte provenite de la instituții diferite și care deseori se băteau cap în cap în vederea prevederilor lor. Tocmai de aceea, instrucțiunea care reglementează alimentația copiilor a venit să ordoneze procesul acesta foarte important de alimentația copiilor noștri, lucru pentru care suntem foarte mândri, inclusiv și pentru majorarea cu 66% a alocațiilor pentru alimentația copiilor. Sunt doar câteva prevederi pe care vrem să le reamintim opiniei publice în general, celor care sunt angajați în procesul de educație, atât cadrelor didactice, cât și cadrelor auxiliare, cât și părinților, inclusiv și copiilor, pentru că credem că efortul nostru, așa cum am spus anterior, a lăsat în urma sa urme frumoase. Vreau să vă spun că viziunea noastră de țară nu se reduce doar la ceea ce am făcut noi. Noi avem o viziune foarte clară,
ce vrem să facem pentru învățământul nostru, pentru educația noastră, fiindcă suntem conștienți că fără educație, dezvoltarea oricărei țări este imposibilă. Tocmai din aceste considerente, am propus în planul nostru de țară majorarea salariilor profesorilor până la 20.000 de lei, majorarea salariilor educatorilor până la 10.000 de lei. Sunt cifre absolut reale în virtutea faptului că de ele se apropie deja cifrele pe care le-am realizat în mandatul nostru de guvernare în perioada 2016-2019. Ne propunem să dublăm suma de alocări pentru birotică și materiale de la 2.000 de lei până la 4.000 de lei pentru iarăși toate cadrele didactice din sistemul preuniversitar. Ne propunem niște suporturi, într-un fel, din punctul meu de vedere, extrem de necesare, ca, cum ar fi, de exemplu, asigurarea cu apartamente de serviciu a tuturor cadrelor didactice tinere intrate în sistem. Ne propunem, ținând cont de experiența pandemiei, să asigurăm din bugetul de stat orice tânăr specialist și ulterior pe toți specialiștii din sistem cu laptopuri gratuite, pentru că acum știm foarte bine cât de important este ca cadrul didactic să dispună și de instrumentul necesar, dar și de abilitățile de a se folosi de noile tehnologii atunci când învățământul trebuie sau poate fi efectuat online. Ne propunem să aprobăm un program de stat de dezvoltare și motivare a resurselor umane în sistemul de învățământ. Dragi pedagogi, suntem absolut conștienți de efortul, de intensitatea muncii dumneavoastră și de complexitatea sarcinii dumneavoastră într-o situație economică, politică și socială în care se află Republica Moldova. Înțelegem că doar majorarea salariilor este puțin pentru dezvoltarea abilităților multiple de care trebuie să dispună un cadru didactic. Și un asemenea program de dezvoltare și motivare a resurselor umane în sistemul de învățământ, care va permite cadrului didactic să meargă la cursurile pe care le vede el necesar în dezvoltarea sa profesională sau la alte posibilități de dezvoltare a acestuia, care trebuie stimulate din bugetul de stat. Ne propunem de asemenea un program de stat de educație parentală. Știm foarte bine că migrația a creat un flagel extrem de grav în societatea din Republica Moldova, când părinții, fiind lipsă sau din alte considerente, nu se implică sau se implică impropriu în procesul de educație. Și un program de stat de educație parentală ar armoniza efortul cadrelor didactice, a sistemului de învățământ și a părinților în realizarea procesului de educație și dezvoltare a copiilor noștri. Ne propunem, ținând cont de complexitatea muncii pedagogilor, să le oferim din contul statului câte un bilet gratuit de tratament la stațiunile balneare, cel puțin o dată la 5 ani, și credem că acest lucru este posibil să fie realizat. De asemenea, credem că am putea elabora un sistem de burse de performanță pentru cadrele didactice care și-au arătat dorința de a-și dezvolta capacitățile lor profesionale, inclusiv și de transmiterea acestora copiilor prin organizarea diverselor servicii educaționale, cum ar fi activități specializate, elaborarea unor programe, activități de cercuri și așa mai departe. Sunt lucrurile pe care le propunem pentru educație și sunt lucrurile pe care le putem realiza, pentru că ceea ce v-am spus anterior înseamnă destul de mult, o schimbare destul de mare pe care am știut să o realizăm anterior în mandatul nostru în educație. Tot aici aș vrea să vă amintesc că am condus Ministerul Culturii timp de 6 ani
în paralel cu educația care s-a alăturat Ministerului Culturii în ultimii doi ani de mandat și putem fi mândri, cred că, de realizările echipii Partidului Democrat și la domeniul culturii. Ori noi niciodată nu am considerat cultura un domeniu care trebuie lăsat undeva în urma economiei, în urma socialului, în urma ocrotirii sănătății și în urma educației chiar. Nu putem niciodată să înlocuim apa cu pâinea și pâinea cu apa. Trebuie să oferim oamenilor și pâine și apă. Acest lucru ar însemna pâinea și apa sufletelor noastre, cultura, fără de care, de fapt, omul nu se poate deosebi de alte viețuitoare pe planetă, pentru că doar noi suntem consumatori de spiritualitate și doar ea determină condiția omului pe pământ. Pentru cultură am reușit, venind în mandat în 2013 și găsind oamenii din sistemul culturii, fiind salarizat cel mai prost în comparație cu toți bugetarii, când, de exemplu, salariul unui șef de casă de cultură, a unui șef de muzeu local sau a unui specialist sau a unui bibliotecar nu depășeau 2000 de lei și acest lucru era valabil pentru manager, iar pentru specialiști, bibliotecari, muzeografi, șefi de colective model, aceste salarii nu depășau 800-900 de lei. Deci am înțeles sarcina noastră primordială ca fiind majorarea salariilor specialiștilor din cultură. Sunt bucuroasă să vă spun că am realizat acest lucru și suntem mândri de el. Pentru că în anul 2018, începând cu 1 ianuarie, a fost majorată cu 10% salariul oamenilor din domeniul culturii în baza modificărilor în rețeaua tarifară unică. Iar la 1 decembrie 2018 s-a majorat salariul oamenilor din cultură, grație legii numărul 270, care a însemnat o reformă în sistemul de salarizare. Și astăzi sunt bucuroasă să constat că oamenii de cultură, în primul rând cei din teritoriu, pentru că asta a fost prima etapă a realizării modificărilor în salarizarea oamenilor de cultură, au beneficiat de schimbări care astăzi fac ca un salariu de bază a unui șef de casă de cultură cu vechime să depășească 7500 de lei, iar a unui bibliotecar sau șef de bibliotecă la țară să depășească suma de 3500 de lei, vorbesc de salarii de bază, la care se adaugă vechimea de muncă și calificările și care oferă acestor oameni salarii decente. În acest sens vreau să spun că noi am parcurs un drum lung și în realizarea unor modificări esențiale în baza legislativă a culturii. Și aici amintesc despre legea cinematografiei pe care am aprobat-o în anul 2014. Vorbesc despre legea bibliotecilor și legea muzeilor pe care le-am aprobat în anul 2017. Vorbesc de modificările la codul penal și contravențional aprobate în 2016, care țineau de înăsprirea pedepselor acelor infractori care atentează la patrimoniul cultural. Și am avut multe alte modificări care au îmbunătățit legislația în domeniul culturii și au permis oamenilor de cultură, specialiștilor, să-și realizeze obiectivele lor de creație, din punctul nostru de vedere, mult mai bine. În 2015 am realizat pentru prima oară în Republica Moldova aderarea la programul european Europa Creativă, care a însemnat posibilitatea pentru oamenii de cultură din Republica Moldova să beneficieze de finanțarea din fonduri europene și chiar dacă nu au fost foarte mulți care au beneficiat de acest program, pentru că rigorile europene sunt foarte dure, ne bucurăm că această posibilitate a existat și unii dintre bunii noștri creatori au știut să beneficieze de această posibilitate. Am beneficiat de un suport constant
a prietenilor și colegilor noștri din România și pe această cale vrem să mulțumim poporului român, guvernului României pentru o implicare exemplară și în premieră în viața culturală din Republica Moldova. Grație grantului nerambursabil de 2.800.000 de euro în Republica Moldova a fost construit un teatru nou, un edificiu al teatrului Bogdan Petriceicu HD-ul la Cahul. A fost reparat blocul central al Muzeului Național de Artă a Republicii Moldova și a fost reparată parterul și comunicațiile sălii cu orgă, ambele fiind edificii de patrimoniu înregistrate în registrul patrimoniului nostru național. Sunt fericită că grație specialiștilor noștri din patrimoniu, care au conlucrat împreună cu partenerii, colegii noștri din România, am reușit să înscriem în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial 3 elemente ale acestui patrimoniu. Vorbesc de colindată unceată de bărbați, de covorul național în 2016 și de mărțișor în 2017. Vă rog să mă credeți că apreciem foarte mult efortul specialiștilor noștri care au muncit asupra acestor dosare, dar și efortul nostru administrativ în comunicarea cu ICOMOS, cu UNESCO, cu alte instituții care reprezintă evaluatorii în sensul înscrierii acestor elemente, a fost unul constant și de mare anvergură. În această perioadă am reușit, grație inițiativei echipei Partidului Democrat, să aprobăm o hotărâre a Parlamentului în anul 2016, care a declarat ultima duminică din iunie Ziua Națională a Portului Popular. Cu această ocazie vreau să vă amintesc despre evenimentele dedicate elementelor noastre ale patrimoniului nostru cultural, care au devenit cumva tradiționale. Parada Portului Popular, Târgul Național al Covorului, Festivalul Iei și Ziua Națională a Portului Popular, Gala Portului Popular de Iarnă, sunt evenimente care astăzi se întâmplă practic în fiecare localitate din Republica Moldova. Inițiatorul acestor evenimente a fost echipa Partidului Democrat din Ministerul Culturii și din Guvernul Pavel Filip. În această perioadă am reușit să suscităm interesul donatorilor internaționali pentru acest sector și domeniu care este cultura. Am beneficiat pentru prima oară de un proiect Twinning în cultură în valoare de 1.000.000 de lei, care a durat 2 ani între 1.000.000 de euro, îmi cer scuze, a durat din 2017 până în 2019 și a însemnat armonizarea legislației noastre legate de patrimoniu cu cea europeană și mai ales sensibilizarea autorităților publice locale, a tuturor factorilor de decizii și a specialiștilor, pregătirea unor cadre de restauratori și arhitecți specializați în patrimoniu, lucru pentru care suntem extrem, extrem de recunoscători Uniunii Europene, care a fost sensibilă vis-a-vis de solicitările Ministerului Culturii atunci când am făcut acest lucru. Grație proiectului de competitivitate susținut de Agenția Americană pentru Dezvoltare, USAID, am reușit să introducem în lista domeniilor de interes și de ajutor realizate de acesta domeniul culturii și atunci am realizat până acum o schimbare la față a sistemului, deci a industriei de modă din Republica Moldova și a Horeca, când mai multe pensiuni locale au fost ajutate prin aceste fonduri oferite de USAID. Am reușit prin fondul ambasadorilor Statelor Unite ale Americii să demarăm un proiect care funcționează și acum de restaurare a Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căușeni. Și sunt sigură că vom ajunge la momentul când vom putea să ne bucurăm de realizarea aceasta absolut extraordinară,
pentru că este un monument unical nu doar în Republica Moldova, ci și în întreaga Europa. Cu această ocazie vreau să spun că am fost alături de mari oameni de cultură de la noi. Am realizat spectacole de unicat și nu mi-e frică să spun acest lucru, dedicate maestrului Eugen Doga, maestrilor Ion Druță, Mihai Voluntir, Grigore Viero, Nicolae Dabija, Vladimir Curbet, Nicolae Bodgros. Și acest lucru, aceste spectacole, cu siguranță vor face parte din tezaurul cultural al Republicii Moldova, pentru că au fost făcute cu multă dragoste, cu multă dăruire și prin intermediul participării la realizarea lor a celor mai buni specialiști din Republica Moldova. În colaborare cu oficialitățile române, am reușit să comunicăm și la nivelul specialiștilor noștri locali. Cu această ocazie vreau să amintesc că prin intermediul Institutului Eudoxiu Hurmuzache și a Ministerului Culturii din România am reușit să oferim stagii de pregătire pentru mai mult de 300 de persoane angajate în domeniul culturii din teritoriu și vorbesc aici și de șefii de direcții de cultură și de muzeografi și de studenți de la patrimoniu, toate aceste lucruri însemnând că Partidul Democrat a iubit, a promovat și a muncit pentru ca domeniul culturii să fie unul performant și să asigure acea bunăstare despre care am vorbit mai sus. Noi nu ne oprim doar la cele făcute, ci vrem să propunem alegătorului nostru viziunea a noastră asupra ceea ce vom realiza noi pentru domeniul culturii în viitor. Și bineînțeles că de aici vom începe, în primul rând, iarăși de la îmbunătățirea condițiilor de salarizare a oamenilor de cultură. Sarcina noastră și obiectivul pe care ne-l punem în primul rând este majorarea salariilor angajaților din instituțiile naționale, teatre, organizații concertistice, colective profesioniste, în care salariul de bază, salariul mediu al angajaților, îmi cer scuze, ar trebui să constituie, și vrem să muncim în acest sens, numai puțin de 10.000 de lei. Tot la fel ne propunem ca salariul mediu a angajaților din biblioteci și muzee să crească până la 8.500 de lei și să constituie numai puțin de 7.500 pentru angajații, vorbesc de salariul mediu, angajații caselor de cultură din Republica Moldova. Vrem să elaborăm un program de stat, pentru că altfel nu se mai poate, de investiții în domeniul culturii. Cultura înseamnă nu numai salarizare, cultura înseamnă instrumente muzicale, decorații teatrale, supliment la organizarea unor premiere, costume și așa mai departe, lucruri pentru care bugetul de stat de zeci de ani nu a mai alocat niciun leu. Programul de stat de investiții în domeniul culturii va însemna rezolvarea acestei probleme. Vrem de asemenea să lansăm un program național de restaurare a caselor de cultură din satele și orașele noastre. Noi avem peste 500 de case de cultură care se află acum într-o stare deplorabilă. Înțelegem că bugetul nostru nu întotdeauna face față pentru că cheltuielile la restaurarea lor sunt mari. Dar programul național de stat dăinuire, pentru că prin cultură dăinuim, va însemna alocarea a unor sume care vor restaura cel puțin 20 de case de cultură din teritoriu în fiecare an. Vrem să anunțăm inițierea unui program național al capitalelor culturale. Și acel oraș sau sat, pentru că nu contează, noi avem sate care pot fi declarate și azi capitale culturale ale Republicii Moldova, zic acele localități care vor câștiga concursurile în programul național al capitalelor culturale, vor beneficia și ele de investiții specializate în domeniul culturii, pentru ca acest domeniu să își continue viața lui într-o binele și frumosul și bunăstarea țării și cetățenilor noastre.
În acest sens, vreau să spun că vrem să ținem cont și de tinerii oameni de cultură și pentru aceea ca ei să-și înceapă activitatea, să-și înceapă inclusiv activități creative de antreprenoriat, ne propunem să realizăm un fond național de inițiative culturale care ar însemna numai puțin de 100 de milioane de lei pe an și care ar permite oamenilor din industriile creative să își lanseze primele lor afaceri în acest domeniu extraordinar. Dragi prieteni, poate că am spus mai multe lucruri decât ați așteptat să ascultați, dar ar fi păcat să nu amintim despre ceea ce am făcut și suntem mândri să propunem alegătorilor noștri înainte de un nou scrutin electoral. Cert este un lucru. Bunăstarea Republicii Moldova poate fi realizată de oameni care știu ce vor să facă și pot să facă aceste lucruri. Programul Național de Țară Moldova Altfel este o analiză complexă a modului în care viața noastră de după scrutinul din 11 iulie ar putea fi una mai bogată din toate punctele de vedere și economic și spiritual și cultural și în care cetățenii Republicii Moldova se vor simți bine la ei acasă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă îndemn la 11 iulie să vă amintiți de planul de țară Moldova Altfel și de cei care sunt altfel în viața politică din Republica Moldova. Vă mulțumesc!